Guvernul a aprobat în ședința de miercuri propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României. Medințenii vor purta în continuare masca de protecție în spațiul public, iar măsurile în vigoare au fost înăsprite. Așa cum se așteptau milioane de români, starea de alertă a fost prelungită. Noi măsuri au intrat în vigoare pentru prevenirea extinderii pandemiei de COVID-19. Intervalul orar în care este restricționată deplasarea în afara locuinței a fost modificată, interdicția fiind valabilă între orele 22 și 5. De asemenea, declarația pe propria răspundere va fi obligatorie pe timpul nopții, iar hotelurile și pensiunile vor fi ocupate de turiști într-un procent de 70% din capacitatea de cazare. Pentru turismul românesc, luminița de la capătul tunelului este departe. Începând cu data de 14 martie, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării prin hotărârea de guvern 293 privind măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Pe data de 14 martie au intrat în vigoare aceste noi restricții cu privire la prelungirea stării de alertă. Rezultatele măsurilor se lasă așteptate de către români. Deși campania de vaccinare a luat amploare, cazurile cresc în continuare îngrijorător.